Cum e să lucrezi într-o firmă de securitate la partea tehnică? E ca în filme, cu montări, camere în locuri ascunse, cu perimetre, cu alarme, senzori și așa mai departe. Aproape ca în filme. Ne ajută foarte mult evoluția tehnologiei și putem spune că suntem la curent cu tot ce se întâmplă pe piața de sisteme de securitate, supraveghere video, control acces. Avem o echipă tânără, suntem băieții tineri, toți deschiși către nou. Încercăm să implementăm sisteme cât mai performante. Avem contracte cu furnizori importanți pe sisteme de securitate. Care e sistemul cel mai des folosit? Putem monta sisteme simple de supraveghere și de alarmare la efracție și mergem în paralel cu sisteme de supraveghere video, sisteme care încercăm să le integrăm, să fie integrate, adică în momentul în care am o alarmă să pot avea și niște imagini de pe zona respectivă. În felul ăsta putem face și noi dispecerizarea mult mai ușor, monitorizarea. Putem elimina alarmele false, e foarte important. Senzorii sunt pe mai multe categorii, sunt senzori de detecție în infraroșu, sunt senzori cu microundă, există niște contacti magnetici care se montează pe geamuri, pe uși și îmi detectează deschiderea, alea sunt clasice, dar sunt foarte eficiente. Senzori de geam spart, există senzori de geam spart, și aici se poate, cu ajutorul tuturor echipamentelor, se poate face un sistem complex care să permită beneficiarului să stea în casă, să armeze sistemul și să fie safe. Adică îmi securizez geamurile, ușile care se deschid cu contacti magnetici și pot monta senzor de geam spart în zonele unde sunt suprafețe vitrate, care să-mi detecteze în momentul în care se sparge geamul sau se taie geamul, se rupe. Pentru că singura variantă de a intra într-o casă este să deschid o ușă, un geam sau să sparg geamul respectiv. Mai departe, cu spart de pereți și deja sunt, nu neapărat SFU, dar sunt senzori care se folosesc în bănci, se folosesc în alte tipuri de obiective. Bine, putem monta senzori de șoc pe seifurile din casă. Există senzor gravitațional care se poate monta pe un tablou de valoare, spre exemplu, în momentul în care se ridică tabloul respectiv sau mișcă cineva tabloul respectiv să-mi dea o alarmă. Avem o gamă foarte variată de senzori. Toate sistemele sunt cu backup, și cele cablate și cele wireless. Cele cablate sunt alimentate dintr-o sursă proprie din centrala de alarmă și centrala de alarmă are la rândul ei un acumulator care îmi duce sistemul. În funcție de încărcarea sistemului și de numărul de senzori, îmi duce de la câteva ore până la câteva zile. E foarte important să nu sune alarma aiurea la 2-3 dimineața, să te trezești în panică din somn, când nu știi ce se întâmplă în curte. Și atunci sistemele acestea integrate ne ajută pe noi să oferim o soluție fiabilă omului, beneficiarului. De multe ori oamenii nu înțeleg exact ce face fiecare echipament în parte și atunci ne-am gândit că cel mai bine ar fi să facem un showroom unde oamenii să vină, să vadă fiecare senzor în parte cum arată, să vadă ce poate face și să poată alege mult mai ușor de ce are dânsul nevoie. Bineînțeles, cu recomandările noastre. Când senzorii se sesizează ceva, primiți o alertă. Ne grupăm cu toții și în cel mai scurt timp intervenim unde este nevoie și unde este cazul, unde am fost alertați. Acolo ajungem la fața locului și luăm măsurile legale de a reține, a constata dacă este nevoie și mai departe legea își face treaba. Da, într-adevăr, trebuie să-l prindem și să reținem în termen ilegal, după cum am spus, pentru că legea trebuie urmată în toate cazurile. Nu putem trece și depăși aceste praguri legale. În primul și în primul rând vom încerca să aplanăm acea situație, să nu ajungem la acel nivel. Dacă nu se poate și nu se poate, vom trece la imobilizarea infractorului. Puteți să-mi descrieți așa tehnica, armamentul pe care o folosiți în mod curent? Bastoane telescopice, tonfe, spray-uri
cu gaz, iritante, cam cătușe, shotgun-ul cu bile de cauciuc care sunt folosite și niște pistoale Walther de 10 mm cu bile de cauciuc. Câinele apare în scenă numai dacă este nevoie. După cum bine știți, dacă sunt mai mulți infractori și devin agresivi cu toții. Ceea ce sperăm să nu se întâmple, pentru că în momentele acelea câinele devine mai agresiv, va mușca și problemele vor fi mai mari. Câinele poate fi folosit și doar ca intimidare? În cele mai multe cazuri folosim ca intimidare, da. Infractorii fac câțiva pași înapoi în momentul când văd câinii, că își dau seama că sunt dresați și nu e de joacă.